Procurorii de Icotia și-au prins ieri în flagrant două persoane care au ridicat un colet în care erau ascunse 2 kg de cannabis. Oamenii legii au mai descoperit că la începutul lunii traficanții au mai introdus în țară prin aceeași metodă o cantitate de cannabis. Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de introducere fără drept în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Traficanții au fost prezentați tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.